Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care te afli și ce anume urmează din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru tine. Hai să vedem, dragii mei. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală, așa că te rog mult să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. Să vedem personal, wow, se pare că aici este o perioadă de schimbări. Avem 3 de cupe, îndrăgostiții, 6 de monede. Cineva, uite, vine repede către tine ca să-ți ofere un ajutor. De asemenea, văd faptul că aici fie ai primit un cadou din partea persoanei iubite, fie urmează să-l primești. Mai văd aici o bucurie mică legată de o poveste de iubire sau o mică petrecere la care mergi. E ca și cum cineva își dorește o logodnă, o relație serioasă, o căsătorie. Văd aici o conexiune cu zodia Gemeni pentru unii dintre voi. În unele cazuri poate să fie vorba despre un triunghi amoros. Da? Despre un triunghi amoros. Mai văd și o persoană care are de ales cumva între două persoane, între muncă și iubire, între viața profesională, viața privată. Și avem aici turnul care este o arcană majoră. Este o carte care... În acest context, să știi că îți spune despre faptul că cineva pleacă, da? Cineva părăsește, poate să fie vorba despre o despărțire bruscă, da? Care s-a produs, sau în unele cazuri poate să fie vorba despre un moment în care adevărul iese la suprafață, mai simt aici să transmit. Mai ales pentru cei care vă știți într-un triunghi amoros sau cei care vă știți într-o relație în care lucrurile nu sunt chiar atât de serioase. Văd aici o ceartă care s-a produs sau o tensiune foarte mare. Și să vedem ce urmează. Avem regina de cupe care vine și vindecă această situație. O conexiune văd cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. O întâlnire romantică. O veste bună pe care o primești de la o persoană foarte dragă sufletului tău. Poate să fie vorba aici despre faptul că cineva se maturizează din punct de vedere emoțional. Și simt că este vorba despre tine, pentru că în urma acestei experiențe tu te-ai maturizat din punct de vedere emoțional. Hai să vedem ce este cu acest turn aici, despre ce vrea să-ți spună. Într-o altă zi văd o confruntare, o situație ciudată legată de o femeie. Da? Cineva a plecat brusc de la o petrecere, de la un eveniment. Ceva important ce s-a întâmplat aici într-o zi de sărbătoare, într-o după-amiază sau într-o zi mare. Unii probabil ați auzit de o despărțire. Da? Urmează 9 de cupe. Văd aici multă mulțumire, împlinire. Liniște, te bucuri de ceea ce ai construit, te bucuri de ceea ce ai. Un moment în care poate vrei liniște, vrei pace. Și văd, uite, o surpriză foarte mare din partea unui suflet pereche. Poate să fie o nouă persoană care a apărut în viața ta sau o nouă persoană care urmează să apară. Mai văd o conexiune cu zodia Vărsător, foarte puternic, și zodia Gemeni. Aici putem să discutăm despre o persoană, da? Foarte energică, dinamică, care mereu te surprinde. Poate să fie vorba, să știți, și despre o prietenie care se poate transforma. Hai să vedem. 9 de cupe. Văd foarte multă mulțumire emoțională. Și e ceva ce te stresează. Poate să fie într-un moment în care ai niște responsabilități și această ieșire, această situație te ajută. Văd clar aici o ieșire dintr-un blocaj, o ieșire din această situație ciudată. Dar
Cu siguranță, acest final, această încheiere, te stresează puțin. Văd doi regi. Poate ai de ales. Ok. Ceva important pentru tine este acest 8 de monede. Deci văd aici că vei lucra la ceva pentru sufletul tău. Poate ai niște lucruri de rezolvat privind viața privată, iar în alte cazuri văd faptul că vei lucra la ceva împreună cu o persoană dragă ție. Și văd aici totuși că ceva se va mișca foarte rapid. Văd o pasiune foarte mare pe care cineva o va simți față de tine. O invitație foarte rapidă pe care o primești sau niște mesaje, apeluri telefonice. Și cineva care în secret aici, uite, vine către tine sau îți propune să faceți un drum. Hai să vedem ce spun îngerii romantici. Îngerii romantici vorbesc despre faptul că aici este o conexiune bazată pe niște dependențe, poate pot fi dependențe emoționale sau dependențe de altă natură. Și aici ți se spune totuși că tu meriți iubire și că e bine să oferi acestei relații o șansă, acestui parteneriat. Mai văd aici pe cineva care are niște probleme în familie sau niște probleme cu un copil. Și de aici posibil să se nască toată această situație. Hai să vedem în continuare. Avem Cavalerul de Bâte. Aici ceva te entuziasmează foarte tare privind o sumă de bani, privind un loc de muncă. Poate mergi undeva și îți cumperi ceva pentru sufletul tău, ceva ce îți place foarte mult. Dar mai văd și pe cineva care vine în ajutorul tău, cineva care este dornic să te ajute. Asul de Bâte. Dragilor, aici fie apare o veste foarte bună privind banii, privind viața profesională, fie este o persoană care te ajută financiar și această persoană are legătură și cu viața ta privată. Primești niște vești extraordinar de bune. Ai foarte multă inspirație, uite, dacă ai de lucru la ceva. Poate mergi să faci niște cumpărături pentru tine, dar aici văd și pe cineva de la muncă sau o persoană din apropierea ta care ar vrea să te cunoască. Da? Hai să vedem ce e cu acest Cavaler de Bâte. Poate să fie o persoană necunoscută sau cineva care abia acum acționează. Regina de Spade. Deci este o persoană sinceră, asumată. O conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Aici se rezolvă ceva foarte rapid privind niște acte sau se clarifică o situație. Și din nou turnul și cu moartea, judecata. Dragilor, aici se petrece o schimbare foarte mare. Avem Eremitul, lumea și cu 9 de monede. O legătură mai văd cu zodia fecioară. Tu aici primești o veste bună privind o călătorie, privind un final. Poate rezolvi ceva legat de o vacanță pentru unii dintre voi. Este ceva magic care se petrece, ceva frumos. Văd o persoană sigură pe ea, sinceră, pe care te poți baza, o persoană înțeleaptă, care fie vine către tine, fie în alte cazuri, poți să primești o veste bună din zona străinătății privind un drum sau privind niște bani. Poate chiar avea legătură aici cu partea ta financiară, pentru că te văd foarte bine susținut. Aici tu ai renunțat la un moment dat la idee, ai renunțat la o situație anume. Ai simțit că ai pierdut și uite, acum lucrurile se rezolvă. Două vești bune, uite, se schimbă două planuri sau primești bani din două părți. Hai să vedem
Arhanghelii, ce zic? Arhanghelii vorbesc despre abundență pentru tine și despre semne. Deci ție ți se oferă semne privind abundența, privind starea aceasta de bine. Poate o veste bună profesional și o celebrare, vă deci, poate știu eu, mergi la o petrecere și e nevoie să plătești ceva sau celebrezi, te bucuri de această abundență, de această veste bună care apare. Să vedem surpriza, 9 de bâte. Surpriza ține de o persoană care este obosită, care nu mai poate. Surpriza ține și de cineva care se află într-o așteptare. Patru de bâte, o petrecere văd aici. Undeva pe la amiază cineva îți poate da un mesaj, te poate invita în oraș sau poți să primești niște vești bune, dar eu văd acțiune aici. Deci, dragilor, cuiva aici este teamă să, nu știu, este teamă să te invite undeva, este teamă să vină către tine. Poate chiar tu ți-ai pierdut speranța și ai obosit în această așteptare. Însă acest patru de bâte vorbește clar despre ceva benefic, despre un moment de calitate petrecut alături de persoana iubită. Dansați, vă simțiți bine, lăsați deoparte tot ceea ce este în jurul vostru. Și aici poate să fie un moment când aproape ți-ai pierdut speranța. Deci nu mai vezi, da, o rezolvare. Hai să vedem 9 de bâte despre ce spune. 7 de monede. Este o persoană care tot a stat, a așteptat și acum este într-o perioadă în care ia decizii. E ca și cum omul ăsta stă și analizează tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Ține de mult timp aceste vorbe pe care vrea să ți le spună. Ține de mult timp aceste situații și încearcă să se lupte, încearcă să spună. Te spionează și în sfârșit să știi că vine și acționează. 4 de bâte. Poate să fie o teamă privind banii. Uite, 8 de spade. Ca și cum nu poți să refuzi persoana asta. Împărăteasă, o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță. Aici poate să fie o întâlnire cu cineva și faceți de mâncare, vă simțiți bine. Mai văd niște discuții privind un copil, privind un proiect, un botez, ceva, da? Văd aici o supărare din partea unui rege de monede, deci o persoană sigură pe ea, dar cineva care se mișcă foarte greu. E o situație legată de o femeie, văd aici. Mai văd o veste care poate să țină de casă, de familie, dar și o invitație pe care o primești tu într-un grup de oameni, foarte drag sufletului tău. Și mai văd pe cineva care ia o decizie privind un drum, o mutare, o schimbare și poate chiar o decizie legată de niște acte. Din nou, o legătură cu zodia Balanță pentru unii dintre voi. Îndrăgostiții, wow, 3 de monede. Dragilor, aici e clar că, din nou, o conexiune cu zodia Gemeni. Aici se vede foarte clar faptul că tu vei avea o surpriză privind o femeie din casă, din familia ta, privind o prietenă. Iar dacă ești femeie, surpriza este că cineva îți adresează o invitație. Și văd aici că lucrezi la ceva împreună cu o persoană sau poate să fie o nuntă la care ești invitat, o petrecere la care mergi. Poate e o legătură cu un prieten. Hai să vedem și oracolul ce spune în această situație. Wow! Bun, cineva care te dorește, cineva care se simte atras, dar căruia este teamă, da? Este teamă și în ciuda acestor lucruri să știi că vine către tine și îți spune. Unii poate aflați de un cuplu nou care s-a format.
Văd o relație bună aici, poate cu un prieten, cu o persoană importantă, dar din nou se accentuează acest mesaj de proiect, de sarcină, de creștere, copii, da, de ce nu, posibil și acest lucru. Hai să vedem ce spun îngerii romantici. Bun. Din nou, deci aici este foarte multă atracție, dragilor, și asta o să vă surprindă pe voi foarte mult. Însă, îngerii îți spun că e bine să nu încerci să controlezi situația, să lași lucrurile să se desfășoare într-un mod natural. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Te invit de asemenea să te abonezi, să apeși butonul de like, apasă clopoțelul, funcții gratuite pentru toți și te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.